Dacă până acum Liviu Guță s-a apărat singur de acuzațiile Simonei Trașcă, astăzi a apărut avocatul manelistului care aruncă bomba. Simona Trașcă a făcut o declarație la poliție în care a scris că nu știe să formuleze plângere penală împotriva lui Liviu Mititelu. Domnișoara Simona a formulat într-adevăr plângere penală împotriva lui Liviu însă nici pe departe pentru acțiunea de tentativă de viol, ci doar pentru acțiunile de amenințare, violare de domiciliu, loviri și alte violențe. Nu există un certificat medico-legal. Ori, nefiind acest certificat, nu putem să vorbim de infracțiunea asta, loviri și alte violențe. Simona Trașca a cerut despăgubiri de 10.000 de euro, daune morale și materiale. Nici pe departe pentru infracțiunea de tentativă de viol. Următorul nostru pas este să fie audiați martorii, al căror nume nu vrem să-l spunem acum. Nici soția cântărețului nu stă cu mâinile în sân. Se pare că Julia Guță face tot posibilul să-i creeze consortului o imagine bună în fața întregii țări. Ea, două luni la televizor, a zis în continuu că îl acuză de viol. Adică oamenii la poliție au o declarație, ea face alt dosar la televizor. Domnul avocat a văzut acolo că nu au fost nici loviri. Ea nu a adus niciun certificat medico-legal. Ea a spus că el toată seara s-a dat la ea, înțelegi? Dar eu văzând filmulețul ăla care este până la 4 dimineața, eu am văzut pe altcineva că s-a dat la ea. Și pe ea cum se urca pe el, așa, și el îi zicea, dă de pe mine că mă înțepi cu sfârcul. Eu m-am uitat toată noaptea la tot ce s-a înregistrat acolo. Și ele se urcau pe el și el râdea, cum râde el de obicei. Altcineva se dădea la ele. Eu asta am văzut pe filmări. Iar Liviu Guță conchide. M-am împins în ușa și ea a zis. Intră, intră, hai, nu ai tu peu, intră. Și am intrat. E normal, dacă m-a invitat.